Bună ziua și bine ați revenit! Suntem iarăși cu Mădălin, tot în Câmpina, bineînțeles. Iar de data asta, Mădălin ne-a dus într-un loc așa mai neconvențional. Salut, Mădălin! Salut! Spune-ne, te rog, ce facem da. Azi? Am zis să explorăm și pentru prima oară am adus pe cineva care mă și filmează într-un loc în care eu nu fusesem până atunci. Deci, o necunoscută totală, am făcut o mică experiență de explorare. Suntem la marginea orașului Câmpina. În lungul străzii se vede accesul la bazinul didactic de înot. Este unul dintre locurile cu care se mândrește astăzi orașul nostru, pentru că e foarte bine pus la punct și el a atras copii care inclusiv care fac performanță. Deci am avut, dacă îți vine să crezi, și vecin cu mine care a venit cu copilul să, special de la Galați, să facă ore la bazinul de not și a ajuns și a luat medalii la olimpiade sau nu știu. Interesant. Da. Da. Deci e da, sunt câteva sunt e folosit și de cluburile astea sportive de not. E o investiție recentă de un deceniu, ceva de genul ăsta. Și într-adevăr merită venit să înnoți la Câmpina. Ok. Bun. Deci nu numai atracții, avem și da, pentru că și Câmpina are o tradiție, a avut trei ștranduri pe timpuri ale societăților petroliere și așa mai departe. Ei, vedeți în spatele nostru ultimele case ale orașului de astăzi. Pentru că orașul practic se termină exact aici. Suntem cumva pe marginea terasei către Valea Prahovei, care este undeva dincolo de gardul acesta, începe Valea către Prahova. Și practic aici se și termină, după cum o să vedeți imediat, asfaltul. Deci suntem la marginea sudică a orașului Câmpina, unde a existat schela Câmpina, de care vă povesteam că a fost prima schelă petrolieră din România, înființată în 1890. Ea practic se termina aici? Nu neapărat, nu. Suntem în zona schelei, se întindea pe o suprafață mare, pe platoul orașului, deci chiar acum unde sunt construcții, case, blocuri. Dar am venit aici să explorăm un loc despre care foarte, foarte puțină lume știe, și anume locul unde a existat cel pe timpuri, înainte de Primul Război Mondial, societățile petroliere, autoritățile vremii, au construit un rezervor de petrol, de produs de țiței, de așa, cu o capacitate de 1000 de vagoane. Ce înseamnă asta? Se pare că, din ce am citit din publicațiile vremii, cel puțin într-o epocă atunci, la început, se pare că a fost cel mai mare rezervor petrolier din Europa. Okay. Sau în orice caz, oricum, din România, multă vreme a fost. Și l-am reperat într-adevăr și pe niște fotografii aeriene și pe niște planuri vechi de arhivă și am recompus povestea lui. Pe loc, ce e fascinant este că locul încă se distinge, poate fi văzut din avion, din aer. Și noi acum avem niște imagini din dronă puse peste discuția noastră și putem vedea locul în care vegetația este mai scăzută decât în restul. Da, se vede, se vede ca un o cerc, poieniță circulară, ca o poieniță, da. În jurul căreia se observă pe imagini, vor putea observa primitorii, gospodării ale localnicilor. Mici gospodării de margine, de oraș, în fine. Practic nimeni nu mai știe despre acest rezervor în zonă. Tocmai ce ne-am întâlnit cu un fost angajat al schelei, care lucra și cunoștea locurile astea din anii 70 și nu auzise despre așa ceva. În schimb, dânsul ne-a confirmat că
pe locul acelui rezervor existau patru rezervoare în epoca comunistă. Deci vă închipuiți cât de mare era. O să ilustrăm și cu o imagine a epocii pe care am găsit-o. Și o să vedem rezervorul făcut în 1905, parcă ai spus. Cam așa, da. Șansa a făcut că chiar înainte să veniți voi, am descoperit mai multe informații, deci este o chestie foarte proaspătă. Okay. Filmați o poveste. Filmați o poveste aflată fierbinte, caldă. Okay. Da? Cu ajutorul unor planuri de arhivă am identificat cum era numit, purta un nume rezervorul, okay. Se numea rezervorul Braunschweig. Okay. Da? Braunschweig, un nume german, există un orășel în mijlocul Germaniei de astăzi cu numele ăsta și din căutare în căutare am realizat că a fost construit cel mai probabil de către societatea Braunschweigische Dampfkesselfabrik, okay, din orașul Braunschweig din Germania, care în luna martie 1905 cerea Ministerului Român de Comerț autorizație pentru a construi și a înființa la Ploiești o fabrică pentru construirea de cazane cu abur, construcții de fier, unelte pentru ridicări, rezervoare pentru petroleu și apă, vagoane cisterne pentru calea ferată și tot felul de lucrări de căldărărie, cum scria, okay, România Economică. Dar asta cerea autorizație în Ploiești, parcă ai spus, nu? Da, da, fabrica e clar că a fost făcută la Ploiești. Ok. Da. Și cel mai probabil acolo s-a și construit elementele acestui rezervor, că nu-mi închipui că putea fi construit în fabrică și transportat de la Ploiești la Câmpina. Este clar că el a fost asamblat pe loc, da, la dimensiunile respective. Acolo s-au făcut elementele și aici respective. S-au montat, da. Da. Și, da, scria în continuare România Economică din 27 martie 1905, societatea va fi constituită pe acțiuni, iar capitalul va putea fi urcat până la suma de 1.100.000 de mărci. Se vor emite în primul rând 600 de acțiuni de câte 1.000 de mărci fiecare. Ministerul de Comerț a cerut avizul Camerei de Comerț asupra constituirii acestei societăți. Și în numărul următor, pe aprilie 1905, am găsit confirmarea că s-a înființat fabrica respectivă, societatea și fabrica. Deci, cel mai probabil de la această societate provine numele ăsta pe care l-am găsit pe planuri, pe unul dintre vechile planuri ale Câmpinei, cu numele rezervorul Braunschweig, care aparținea deja societății Steaua Română în 1906, când s-a făcut planul de arhivă de care vă vorbesc. Deci un rezervor făcut în 1905-1906, care a supraviețuit, se pare, primului război mondial, uh-huh, și a traversat perioada interbelică, bănuiesc că... Care a trecut și prin transformarea asta de la un rezervor la patru, pentru că cel care... Asta a fost după al doilea, după al doilea război mondial. Da. Uh-huh. Practic, el a fost eliminat la un moment dat, probabil... Voi mai investiga, e proaspătă încă. Informat. Suntem practic în cursul descoperirilor unei, da, probabil că în al doilea război mondial, mă gândesc eu că a dispărut, poate fiind chiar atins de bombele, uh-huh, din 1944 lansate de avioanele aliaților. În fine, da, ce e fascinant este că s-a putut construi așa ceva în România, la Câmpina, și iată un nou record, exact, cel puțin național al Câmpinei de departe. Bănuiesc că poate în perioada interbelică s-au mai fi făcut rezervoare mari și așa mai departe, dar este clar că, cum vă spuneam, am găsit mărturii din perioada antebelică, în care se spunea că era cel mai mare rezervor din Europa. Cam asta este, okay, povestea. Bine, te salutăm și mai așteptăm și alte povești.